Ceaza cerebrală este un fenomen prin care am trecut cu toții. Uneori, creierul nostru se simte lene și nu este ager, ci mai degrabă chiar un pic confuz. Cu toate acestea, puțini oameni realizează că acest lucru ar putea fi cauzat și de obiceiurile alimentare. Din fericire, ceața cerebrală tinde de obicei să se amelioreze de la sine, așa că sentimentul este temporar. Cu toate acestea, există modalități de a vă înrăutăți ceața cerebrală și alte modalități de a o preveni. Potrivit nutriționistei Ami Shapiro, un obicei alimentar pe care trebuie să l viți pentru a vă menține creierul ager este consumul de băuturi zaharoase. Aceste băuturi inundă organismul cu cantității mari de zahăr, coloranți artificiali, conservanți și adesea cofeină, spune Shapiro. Potrivit It și Shapiro sugerează că la început băuturile zaharoase oferă o senzație de vigilență. Cu toate acestea, ele duc apoi rapid la încețoșarea creierului, pofta de zahăr, furie și oboseală. În afară de faptul că nu vă mențin creierul ager, aceste băuturi zaharoase pot duce de asemenea pe termen lung la inflamație atât în organism cât și în creier. În cele din urmă, acest lucru poate duce la Alzheimer, demență, accident vascular cerebral și bol de inimă, printre alte probleme. Aceste băuturi sunt lipsite de beneficii nutriționale și sunt cauza multor boli cronice, spune Shapiro. ci mai mulți profesioniști din domeniul sănătății a recomanda eliminarea tuturor băuturilor zaharoase din alimentație pentru a promova sănătatea și îmbunătățirea cogniției.